Binecuvântat să fie Domnul! Vă rog în mod respectos să vă ridicați, aș vrea să mai continuăm citirea încă două versete din același pasaj ales de fratele Vasilie. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferinți ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă avem parte de suferințe, avem parte și de mângâiere. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Poate ar trebui să justificăm într-un fel prezența noastră a grupului venit din Bucovina. Suntem aici că în Sfânta Scriptură un om înțelept spunea că în casa de jale, prin întristarea feței, inima se face mai bună. Am venit din Bucovina până aici cu dorința ca Domnul să ne facă inima mai bună. Și rugăciunea aceasta o am înaintea lui Dumnezeu pentru voi toți. Și rugămintea mea pentru voi toți este aceasta. Când plecați de aici, să plecați mai buni decât ați venit. Suntem aici, spunea fratele Vasilie, să sărbătorim. Poate sună ciudat cuvântul acesta. Dar cum am putea să numim cu alt termen momentul când un străin ajunge acasă? Când un obosit ajunge la odihnă, nu-i sărbătoare? Suntem aici dacă vreți să vă mângâiem. Ca cineva să mângâie, trebuie să aibă cel puțin două lucruri. Să aibă voința să o facă și să aibă știința să o facă. În Sfânta Scriptură spune că era un om trecut prin mare necaz. Numele lui este Iov. Ați auzit despre suferințele lui Iov. Și trei oameni s-au mobilizat. S-au sincronizat, nu știu cum, s-au anunțat unul pe altul. Au depus un efort mare. Și trei prieteni buni de-a lui Iov s-au dus ca să-l mângâie. Spune Sfânta Scriptură, când au văzut necazul și durerea, suferința lui Iov, oamenii acestea, 7 zile, n-au putut să scoată niciun cuvânt. Eu am fost la multe mormântări. La mormântări în care durerea era foarte mare. Și totuși am îngropat mortul și am plecat acasă. Nimănui nu i-a dat preminte să mai stea încă 7 zile. Prietenii aceștia lui Iov așa de mult au fost afectați, așa de tare s-au întristat, încât 7 zile n-au putut să scoată niciun cuvânt. Și după 7 zile au început să vorbească cu gândul să mângâie pe prietenul lor Iov. Și au început să vorbească unul și celălalt. Dar în capitolul 16, din versetul 2, Iov spunea printre altele, sunteți niște mângâitori supărăcioși. Ei au vrut să mângâie, dar n-au știut. Fie pentru familia Man, doar prezența noastră o mângâiere, dacă este o mângâiere. Știți, în suferințele, în necazurile noastre, oamenii se comportă tare diferit. În Psalmul 69, versetul 20, David spunea, aștept mângâietori și nu vin. Sunt unii care așteaptă mângâietori. Alții sunt așa de supărați. În Ieremia 31:15 spunea Biblia, un țipăt se aude în Rama, jale și bocet. Rahela își plângea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt. Eu aș vrea ca voi să acceptați mângâierea. Și dacă nu mă pricepe să vă mângâi prin vorbele mele, acceptați mângâierea prin prezența noastră a celor care călătorim de la 5 dimineața pentru voi. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când vorbim de mângâierea aceasta, scrie clar în cuvântul Domnului că Dumnezeu îi părintele și tatăl mângâiere. Înseamnă că nu există mângâiere în afara lui Dumnezeu. Că toată mângâierea noastră era Dumnezeu. Și noi o vrem. Astăzi vrem ca Dumnezeu să ne mângâie. Și am înțeles din Sfintele Scripturi că Dumnezeu ne mângâie
în două feluri. Noi putem să accesăm mângâierea lui Dumnezeu odată prin umplerea noastră cu Duhul Sfânt. Domnul spunea, eu am să plec, dar nu vă las orfani, am să vă trimit un mângâietor. O cântare veche care o cântau părinții noștri, printre altele, spunea, câtă bucurie în lume pe acest pământ. Nu-i niciuna dintre ele ca în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are și atributul acesta de mângâietor. Însuși, exersarea darurilor Duhului Sfânt, spune 1 Corinteni 14:3, că profeția e dată pentru mângâiere. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să ne mângâie pe noi toți. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să vă mângâie pe voi. Amin? Iar în Roman, capitolul 15, versetul 4, vedem o a doua sursă a mângâierii. Și Pavel spunea că tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. Știți unde găsim noi mângâierea? În Sfintele Scripturi. Eu mă tem, repet, să nu fiu un mângâietor supărăcios. Dacă aș vorbi de, și v-aș cere acum să vă amintiți de un fragment din cântecul mamei voastre, v-aș mângâia sau v-aș întrista? Dacă v-aș cere acum să vă amintiți de mâna care v-a purtat pentru prima dată prin casă, v-aș mângâia sau v-aș întrista? De mâna care v-a legat fundițele când ați plecat la școală, de mâna care v-a îmbrăcat prima dată, de mâna care v-a adus felia de pâine. Dacă aș vorbi de sora Jire, ca una care s-a rugat mult pentru voi, care a așteptat un telefon de la voi, cei din depărtare, oare v-aș mângâia sau v-aș supăra mai tare? Aș fi supărăcios? Dacă aș vorbi de o mamă care s-a rugat pentru voi, ca voi copiii să fiți uniți și să rămâneți în credință, oare v-aș mângâia sau v-aș întrista mai tare? Aș dori ca să ne mângâie Scriptura. Amin. Și în Sfânta Scriptură, cuvântul care l-am citit, spune Apostolul Pavel în versetul 7, nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă avem parte de suferință, avem parte și de mângâiere. Așa a lăsat Dumnezeu viața să împletească bucuria cu necazul și dulceața cu amărăciunea. Dar știm că dacă avem parte de necazuri, avem parte și de mângâieri. Ăsta e un cuvânt bun pentru noi? Rămânem mai liniștiți înaintea Domnului? Dumnezeu să ne ajute, amin? În Isaia 40, începând cu versetul 1, sunt câteva versete interesante acolo, spune, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Și are niște argumente prin care vine Dumnezeu ca să mângâie. Spune Ierusalimului că robia lui s-a sfârșit, că păcatele lui au fost ispășite. Pentru cei care nu au nădejdea mântuirii, cuvântul acesta v-ar mângâia să vă spun că există o șansă a mântuirii, că există o jertfă care a fost dată pentru noi. La noi în sat era o mormântare. Și bătrânul Ieremia, păstorul bisericii, vorbea de judecata viitoare. Era în pragul casei și spunea el cum Dumnezeu va judeca pe femeile care își ucid copiii. Și când s-a încheiat slujba, dinspre poartă vine la el o femeie din sat și îl apucă de revierul hainei și spune, Badi Ion, e drept ce spui matale. Și fratele Ion spune adevărat. Ea spune, vai de mine, atunci nu am la ce să mor. Femeia știa păcatele ei, știa trecutul ei, trăia un coșmar permanent și spune, nu am la ce să mor. Și fratele se uită la ea și spune, da, am o veste bună pentru tine. În Fapte 17:30 scrie că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ăsta e cuvânt de mângâiere pentru păcătoși? Spune Ierusalimul că păcatele lui au fost ispășite. Și mai departe spune acolo, un glas strigă. Și am întrebat, ce să strig? Strigă că orice făptură e ca iarba. Dimineața înflorește, e cosită și seara nu mai este. Dar cuvântul lui Dumnezeu, spunea prorocul Isaia, rămâne în veac.
Trăim într-o lume a lucrurilor care se schimbă. Partide politice, guverne, imperii, împărății se ridică și se prăbușesc. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Ne mângâie această putere a Evangheliei. Și spunea Scriptura, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Evrei 12 cu 28, parcă, să ne arătăm mulțumitor. Avem această Evanghelie la dispoziția noastră. Această Evanghelie rămâne în veac. Și asta pentru mine e un cuvânt de mângâiere. Făgăduințele Domnului nu se schimbă, ele rămân neclintite. Și asta pe mine mă mângâie. Mai am un cuvânt de mângâiere, să închei. Fraților, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voi să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. La moarte oamenii se împart în două categorii, unii care au nădejde și unii care n-au nădejde. Am mai povestit odată. Veneam cu mulți ani în urmă de la o evanghelizare de la Bârlad, călătoream spre Suceava. Eram cu un frate păstor, Mihai Chivici, un om pe care Dumnezeu l-a chemat acasă la 46 de ani, a murit rămânând trei copii. Și cum mergeam noi pe drum, o femeie îmbrăcată în negru, o femeie în vârstă, ne-a făcut semn așa la ocazie să o luăm. Și a spus, Mihai, o luăm? Hai, o luăm. Era o femeie în vârstă, am luat-o. Femeia vine, intră în mașină și spune, bună seara, băieți, era așa spre seară, după amiază, pot să vă spun o poezie? Spune, doamnă, poezie, noi am zâmbit. N-am întâlnit așa călător încă. Și ea începe și mi spune o poezie și spune și spune. Treceam dintr-un sat în altul, 3-4 sate, și ea tot spunea o poezie. Era un bocet, era o baladă, era un cântec de jale. Și am oprit-o. Zic, auzi, doamnă, ce cu poezia asta? Și ea ne spune, măi băieți, voi sunteți tineri. În anul 1980, un autobuz mergea de la Suceava la Botoșani, era supraîncărcat și în drept cu localitatea Huțan, autobuzul a făcut o pană și s-a răsturnat într-o mocirlă și au murit acolo peste 40 de oameni. Am spus, nu sunt chiar tânăr, atunci eram în armată în anul 80, am auzit de tragedia asta. Și am spus, măi băieți, șoferul autobuz era băiatul meu. Singurul băiat care l-am avut. Și el a reușit să iese din mocirlă. Dar cu el pe scaun era băiatul lui, nepoțelul meu. Și s-a băgat iarăși în mocirlă să-l caute. Și au murit acolo amândoi. Și ne spunea femeia asta, când l-au îngropat și a vrut să scoată sicriul, eu am prins de sicriu și n-am lăsat să-l scoată din casă, că era feciorul și cu nepotul. Și atunci s-a întâmplat, de atunci până acum, mi-au plesnit așa vasele capilare. Și am mâinile sângerând. Mi-a arătat femeia mâinile și mâinile erau roșii ca purpură, așa. Am vrut să stăm de vorbă cu ea, am vorbit cu ea. Femeia a coborât. M-am uitat înspre Mihai și am spus, ce bine că noi la moarte avem nădejde. Aleluia. Nu voim să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Am îngropat-o pe mama, l-am îngropat pe tata. Am îngropat un cumnat și mi-a fost drag. Am îngropat pe soacra, pe socru și mulți care mi-au fost dragi. Am plâns că firea își cere tributul de lacrimi, dar nu ca unul care n-are nădejde. Că spunea mai departe Apostolul Pavel că dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că va aduce înapoi pe cei care au adormit în Domnul. Că va veni o zi în care un Dumnezeu cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna. Și cei morți în morminte vor învia și cei ce vor fi în viață vor fi transformați și ne vom înălța la Domnul. Și versetul 18, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Familia Mană, noi suntem aici pentru voi și mai ales pentru ea. Vorba fratelui Octavian, am găsit o ușă deschisă la orice oră, din zi și din noapte. Am întâlnit un zâmbet binevoitor. Am întâlnit o gazdă deosebită. De aceea am parcurs drumul și am vrut să fim alături de voi. Nu știu dacă v-am putut mângâia, mă opresc din predicare. Mă rog ca Domnul să vă dea din plinătatea Duhului Sfânt și să ne mângâie pe toți. Și Domnul prin Sfintele Scripturi să ne dea mângâierea. Să înțelegem că bucuria e împletită cu necazul, că așa ne dă Dumnezeu. După soare vine nor.
după bine vine rău, după nori iar vine soare, după greu zile ușoare. Și asta ne mângâie. Să înțelegem și asta să fie pentru noi o mândriere, că Dumnezeu a plătit prețul păcatelor noastre, că orice păcătos îi primit la Dumnezeu dacă se pocăiește. Și să ne mândriem prin faptul că într-o zi ne vom întâlni cu cei dragi și vom fi pururea cu Domnul. Amin.